În 2013, elevii vor fi vaccinați de către medicii de familie la cabinetele acestora. S-a ajuns în această situație deoarece în județ medicina școlară este la pământ. Începând cu 1 iunie 2012, vaccinarea elevilor nu se va mai realiza prin rețeaua de medicină școlară, datorită deficitului de personal, ci prin cabinetele medicilor de familie. Sunt doritori medicii de familie să preiau astfel de inițiativă, e destul de greu. Avem o colaborare bună cu majoritatea dintre ei, există și o reticență din partea unora. Chiar dacă vaccinul pentru elevi este dat gratuit medicilor de familie, aceștia nu vor fi plătiți suplimentar pentru munca depusă. Medicii vor fi plătiți sau intră în programul lor? Sau plătiți suplimentar pentru... Nu cred că vom plăti suplimentar. Deci va intra practic în programul lor? Va intra în programul lor, în activitatea, în serviciile contractate cu Casa de Asigurări. Vă așteptați să aveți și medici care refuză? Da, ne așteptăm. Reprezentanții medicilor de familie susțin că ideea stă în picioare doar dacă sunt plătiți pentru munca depusă. În principiu e o problemă, că era un principiu pe vremuri, că nicio muncă fără plată, și acest principiu, cel puțin în societatea modernă, se păstrează. Vasluienii cred că ar trebui să se găsească o cale de mijloc și medicii să meargă în școli ca și până acum. Și regulă se mergea în școli. Se mergea în școli, în licee. Peste tot se făcea vaccin. Refuză că nu-s plătiți, dar normal sunt plătiți, că altfel nu înființau cabinetele astea. Funcționează și cabinetele, și spitalele, și policlinici, și tot nu se face nimic. Așteaptă numai mult, mult, să fie și puțin, ca să poată fiecare să beneficieze sănătate, nu? Eu zic că ar trebui să-i vaccineze, sunt copii, în primul rând, n-au nicio vină. În acest an, peste 8.000 de elevi de clasa 1 sau clasa a 3-a au fost vaccinați. Campania s-a desfășurat în școli și a fost inițiată de către Direcția de Sănătate Publică, medicii școlari, și a beneficiat și de sprijinul unor medici de familie.